Dezamăgire în rândul pășcănenilor care au ajuns joi 20 ianuarie la audiențe. Oamenii care au venit să se adreseze aleșilor locali, în speranța că vor găsi o rezolvare la problemele lor, au plecat acasă la fel cum au venit, cu promisiunea din partea primarului că între timp urmează să se documenteze și să găsească soluții. Precizăm că dintre cererile de audiență care au stat joi pe masa reprezentanților locali, cele mai multe au vizat dosarele de fond funciar. Acesta este și cazul unui cetățean din suburbia Boșteni. Bărbatul se plânge că, deși încearcă de ani buni, încă din anul 2001, să obțină un titlu de proprietate, lucrurile parcă stagnează în acest sens. Domnul primar, la, în anul trecut, nevoastră ați în concediu. Domnul vice Cristi a fost un lucru nevoastră. Da. Daniel Todorescu a venit aici la masă și cu dosarul și a spus. Și a mai fost unul de la Brăgești, nu știu cum îi spune la un cetățean, și a venit cu dosarul și a întrebat, băi Cristi, fii atent aici. Lubanul de la Bosești și la Brăgești îi termin. Deci nu am unde completat. Da. Și acum îți văd dosarul. Bărbatul a fost informat astăzi de primarul municipiului Pașcani, Marius Pintilie, că dosarul al cărui stadiu a venit să-l verifice nu este de găsit în primărie și că nu se știe ce s-a întâmplat cu actele. Deci nu ați mai vestit de proprietate. Așa, da. Ideea este că următor, dosarul dumneavoastră nu este la noi în primărie găsit. Edilul a declarat în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri live de joi că o explicație pentru astfel de cazuri ar fi lipsa de organizare a dosarelor de fond funciar din cadrul compartimentului Registrului Agricol și a Serviciului de Cadastru, asta după ce foștii funcționari nu ar fi predat noilor angajați o situație cu toate documentele. Am avut audiențe, bineînțeles, pe fond funciar și acolo, cred că din 6 persoane care au fost la fond funciar, 2-3 au prezentat, să zicem, dosare care încă n-am reușit să le inventariem. Suntem în continuare într-un proces de inventariere la compartimentul cadastru, pentru că nu s-a făcut predarea primirea de către foștii salariați către noi salariați din compartiment și erau două persoane sau trei care au spus că au depus și urmează să găsim acele dosare acolo. Precizăm că până în prezent actuala administrație nu a eliberat niciun titlu de proprietate. Pentru rezolvarea impasului în care se află primăria a fost nevoie și de implicare din partea fostului prefect al Iașului, Marian Grigoraș, care a venit în cadrul unor întâlniri la Pașcani. El a observat că astfel de blocaje sunt mai ales în localitățile unde sunt primari noi, dar și din cauza lipsei sau schimbării de personal calificat.